George Simion mai primește o lovitură, partidul extremist AUR a rămas fără candidat la primăria sectorului 2. Andrei Tinu a anunțat că se retrage din cursa electorală. El se alătură unei liste lungi de candidați și lideri de organizații care au părăsit partidul extremist AUR chiar în prag de alegeri, lăsând practic formațiunea condusă de George Simion fără candidați. Am decis să mă retrag din cursa pentru funcția de primar al sectorului 2. E un demers comun cu cel al colegilor republicani aflați pe listele AUR pentru consiliile locale din București. De ce de-abia acum? Fiindcă acum au rămas definitive candidaturile și niciun coleg republican nu are asigurat un post eligibil. Este anunțul sec al lui Andrei Tinu, care îl lasă pe George Simion fără candidat și la primăria sectorului 2. Asta după ce organizația AUR din sectorul 5 a anunțat că îl susține pe Marian Vanghelie și nici de cum pe Lidia Vadim Tudor, impusă de către George Simion. Organizația AUR Sector 5 trece de partea domnului Marian Vanghelie. Membrii noștri nu pot face campanie și nu pot convinge oamenii în sector să creadă în ceva în ceea ce nici aceștia nu cred. Dacă respecti cetățeanul, nu ai voie să fii ipocrit. Candidatul AUR la funcția de primar al sectorului 5, domnișoara Lidia Vadim Tudor, a fost impusă de către centru. Organizația funcționa statutar, fără posibilitatea de a-și putea alege democratic conducerea filialei și desemna un candidat care să ne reprezinte. Acel candidat de care cetățenii au nevoie le regăsim în domnul Marian Vanghelie. În ultimele trei luni, zeci de membri și șefi de filiale sau candidați au părăsit partidul extremist AUR. În paralel, sondajele de opinie arată o stagnare sau o scădere a intenției de vot pentru AUR. Cea mai recentă ruptură a avut loc pe 1 mai, atunci când candidata la primăria Buzău, Elena Năstăsoiu, a părăsit formațiunea împreună cu jumătate dintre candidații de pe lista Consiliului Local, numind partidul cea mai mare otravă pentru electoratul românesc. În aprilie, Mihail Dojană, șeful AUR sectorul 1, și Valentin Florea, candidatul partidului extremist AUR la primăria sectorului 6, au părăsit partidul vorbind de o iluzie dirijată de un gunoi și draci care au înlocuit idealurile și de oamenii care nu contează, ci doar interesele de moment ale unor persoane.